Bună ziua, în calitate de gazdă vă urez bun venit, doamnelor și domnilor, dragi copii. La mulți ani români, la mulți ani România, în această zi importantă pentru istoria națională, fiecare gândește românește, simte românește. Maestru Costălaș își exprimă această simțire prin frumoasele tablouri expuse în acest hol. Îi doresc și dânsului cât mai multă răbdare cu elevii care îi are și să îi îndrepte să picteze tot atât de frumos ca și dânsul. Îl rog pe domnul Corbeanu să spună câteva cuvinte. Nu întâmplător, astăzi este o zi mare și este o zi mare din mai multe puncte de vedere. În primul rând, datorită faptului că astăzi întreaga suflare românească omagiază Ziua Națională a României. În al doilea rând, iată că de când maestru Costălaș își desfășoară activitatea în orașul nostru de sub poalele Măgurii, este poate pentru prima dată când expune din lucrări personale. Până acum, așa cum le stă bine oamenilor de artă, oamenilor de cultură, a expus din lucrările copiilor. Ca un om care este modest, un om simplu, i-a lăsat pe copii să se afirme. E astăzi, această expoziție pe care dânsul a intitulat-o Lumină și Culoare, da, maestre? Lumină și Culoare vine ca un corolar peste toate activitățile pe care Centrul Cultural, Primăria Orașului, le organizează în cinstea acestei mari sărbători. Picturile sale sunt lumină în lumina pe care o varsă astăzi, această zi de 1 decembrie, sunt culoare peste culoarea pe care această zi din nou ne-o toarnă în suflete. Dacă veți observa picturile dumnealui, ele sunt așa cum spuneau și am mai repetat-o și cu alte ocazii renascentiștii, spuneau pictura este sufletul artistului pus pe pânză. Iată sufletul maestrului Costălaș pus pe aceste pânze. Este un suflet deschis, un suflet curat, un suflet colorat, un suflet care cu dărnicie de nabab ni se dăruiește nouă. Din prea plinul sensibilității sale, a sufletului său mare, dânsul ne dăruiește și nouă. Ne creează clipe de plăcere artistică, de plăcere, ne încântă irisul cu aceste picturi. În plus, domnul Costălaș este cel care, cu răbdarea bijutierului, cu tactul pedagogului, a condus mâinile copiilor din Șimleu pe pânză, i-a făcut să știe ce înseamnă lumină, culoare, umbră, joc de umbră, joc de lumină. El este cel care a făcut ca pe lângă celelalte ramuri în care Șimleu excelează, și o spun fără lipsă de modestie, sport, cultură, și nu știu. Iată, la ora actuală, în Șimleu putem vorbi și despre o școală de pictură. La mulți ani, maestre, cu ocazia Zilei României, la mulți ani tuturor, la mulți ani copiilor dumneavoastră, părinților și celor care, iată, au făcut ca Șimleu să devină o pată de culoare în pictura românească. Vă mulțumesc! La mulți ani, dragi români! În primul rând, aș vrea să mulțumesc bunului Dumnezeu că mă aflu aici, că mi-a dat de răbdare și am reușit să așez pe pânză parte din gândurile mele, din visele mele, din plăcerile mele de a înfrumusețea și a face plăcut ochiului ceea ce văd. Mulțumesc pe această cale primăriei orașului Șimleu Silvaniei, Consiliului Local, Centrului Cultural și nu în ultim rând domnului primar care este implicat trup și suflet în ceea ce înseamnă activitatea culturală și nu numai a orașului nostru. Datorită implicării dânsului este ceea ce vedeți dumneavoastră astăzi aici, este cercul de pictură Silvan Art pe care
cu ajutorul Bunului Dumnezeu îl conduc și sunt acești copii minunați pe care dumneavoastră îi cunoașteți, sunt artiștii noștri care ne-au reprezentat cu mândrie de atâta ori cu lucrările lor în țară și în străinătate. La mulți ani, români! Mulțumesc! Aș vrea să le întreb pe domnul profesor, când a început prima dată, când i-a venit în gând să pornească pe calea asta, totuși că trebuie să ai un început, este important pentru noi, pentru că când s-a apărut așa, ca și, am putea spune, din senin, aici în Șimleu, deși din zona noastră am aflat că este de aici din Iaz, și, însă nu știm cum a început prima dată și a ajuns până la urmă la acest nivel. Sigur că privind numai puțin, făcând o privire de jur împrejur, ne dăm seama că avem în fața noastră un om deosebit și am vizitat atâtea muzee și am văzut, aș putea să le aseamăn toate acestea cu cele mai reușite picturi pe care le-am văzut în muzeele țării și mai ales zona, apar aceste picturi asemănătoare cu cele din zona renasciană. Aș putea spune chiar o asemănare cu cele a lui Grigorescu, pe care le-am văzut în mănăstirile din nordul Moldovei. Și acum mă rog să-mi dai răspuns la... Preacucernice Părinte, mulțumesc pentru vorbele frumoase adresate. Sigur, în urmă cu 30 de ani am început să lucrez ca un începător, poate chiar mai prost decât elevii mei, de ce să nu spun, dar în fiecare zi, cum spune latinul, trage o linie și la urma urmei nu vei mai folosi rigla, de ce mâna atât de mult se va perfecționa încât nu vei mai folosi rigla. Deci, acela a fost începutul și, sigur, în acești 30 de ani, credeți-mă, nu mai știu numărul expozițiilor care le-am avut, naționale și internaționale. Deci, multe, multe de tot. Mă bucur foarte mult și chiar îi doresc și de aici înainte să progreseze. Mulțumesc. Mult mai mult. Mulțumesc. Să fie tot cu succese peste tot. De ce ați ales tocmai azi, de 1 decembrie, să faceți această expoziție? Am dorit să fac un cadou tuturor românilor, indiferent unde s-ar afla. De ce? Prin intermediul ZTV-ului, românii care nu sunt aici, mă refer aici în România, se găsesc în diferite țări, câștigându-și pâinea, pot să vadă că, într-adevăr, ne bucurăm de ziua de 1 decembrie, facem ceva frumos și le trimit prin intermediul ZTV o pată de culoare și lumină tuturor, indiferent unde s-ar afla.